Bine v-am regăsit! Invitata mea din această emisiune este Mirela Codilă, psiholog și maestru Reiki. Bine ai venit la Craiova! Bine v-am regăsit! A câta oară ești la Craiova? A doua oară! Cum te simți la Craiova? Măi, mie îmi place și prima oară a fost extraordinar, mi-au plăcut oamenii și a doua oară sper să fie extraordinar, urmează evenimentele mâine și poi mâine. Din câte am văzut, oamenii sunt interesați și eu am o amintire interesantă de la Craiova, de data trecută de când am fost, și anume am filmat tot aici cu tine și la lansarea primei cărți. La lansarea primei mele cărți, da, despre terapia psi. Și știu că după ce am încheiat emisiunea, domnul Mitic a venit și a zis: scrie repede ceva. Și zic eu, ce să scriu, cum să scriu, n-am veam la îndemână, repede, repede că uit. Și mi-a dictat vreo 5 sau 6 titluri, trebuie să le scrii în următorii 2 sau 3 ani. Știi, și m-am uitat așa la dânsul și a zis, bine, bine, las-o. Și într-adevăr, imediat la 2 ani au apărut cele două cărți despre Reiki și tot la încă jumătate de an a apărut cea de-a a patra carte despre zâmbete și terapie. Și acum colegii mă tot întreabă, dar ce mai scrii, dar când mai încep să scrii? Și mi-am să aminte de hârtie și să știi că am căutat și am găsit hârtia. Ai găsit hârtia. Da. Și am fost surprinsă că primele se potrivesc. Wow! Da. Deci prima era o carte tehnică. Eu am făcut două, una pentru maestru, una pentru începător și cealaltă era o carte despre povești. După acea hârtie ar trebui să urmeze o carte despre maestri, o carte despre femei, nu știu, vedem. A fost o inspirație de moment. A fost o inspirație de moment, da. Dar am reținut-o și mulțumesc la Dumnezeu și la îngeraș că m-au ajutat să găsesc, era un colț de hârtie, că m-au ajutat să o găsesc pe acolo, pe acasă, pe undeva, că uitasem de ea. Și mi-am amintit recent, când trebuia să vin la Craiova, mi-am amintit unde fi hârtiuța mea. Și am găsit-o și am confruntat-o cu realitatea. Wow. Acum ești la Craiova tot pentru o lansare de carte, pentru niște cursuri? Da, sunt la Craiova pentru terapii Reiki, pentru inițieri Reiki și, mă rog, pe alte sisteme similare. Și voi avea un seminar despre feminitate, ce este aspectul care ne preocupă pe noi toți. Așa atât e, că cât și bărbați. Da, așa, femeilor se masculinizează și bărbații devin spre femei cumva. Exact, și bărbații vor și ei raportat la femeie să devină bărbați și atunci tot focusul este pe femei. Și după ce voi termina acest seminar, voi avea o conferință de lansare de carte cu cea de-a patra carte a mea, Zâmbete și terapie. Foarte frumos. Da. Printre ele, da? Așa a făcut, doamne, v-am spus, Craiova pentru mine este ceva special. Printre ele așa a făcut, doamne, că avem împreună cu Lucian Georgescu și Covidul Dragoș Argeșanu un fel de mic maraton pe online, unde sunteți toți invitați să ne audiați, dacă doriți. De la ce oră? Și când? Păi va fi mâine, de la ora 18 sunt eu, de la ora 19 este Lucian și de la ora 20 este Dragoș. Și despre ce veți vorbi? Eu voi vorbi despre îngeri și despre ghizi Reiki. Am înțeles. Noi astăzi vom vorbi despre vindecare, la modul general, pentru că tu ești maestru Reiki și ești psiholog, practic. Deci e o vindecare dublă și probabil ești specialistă și în alte sisteme, bănuiesc, nu știu să spun. Mai cunoști alte sisteme? Da. Da. Bun. Așa. Deci, se poate altfel. Se poate altfel, dar nu se poate. Când ne îmbolnăvim, de obicei, noi oamenii ne concentrăm pe boală, asupra unui organ, mă doare cu tare, cu tare. Mergem la medic, luăm pumnul de pastile sau mai facem și altceva, dar nu mergem la cauză. Cauza poate să fie emoțională, psihică, poate să aibă un substrat, pur și simplu, pe care noi nu-l vedem. Care este ideea fundamentală într-o vindecare holistică? Cum găsim cauza, practic? Sau cum găsești tu cauza la pacienții tăi? Da, să știi că ai dreptate. Foarte mulți ani de medicină alopată ne-au învățat că există pastila magică și mulți clienți vin cu dorința de a ajuta să descopere pastila magică, dar din păcate ea nu există. Și atunci, printr-un proces de măsurători radiestezice succesive, printr-o mică discuție, un fel de anamneză cu pacientul, încercăm să ajungem, dacă se poate din prima știință, dacă nu,
în 2-3 ședințe să ajungem la cauză. Care este cauza spirituală a bolii? Cauza spirituală a bolii este 100% diferită de problema din corpul fizic. Da? Problema este corpul fizic, de fapt, strigă după ajutor pentru o situație care se întâmplă în structurile energetice. Deci ultima redută corpul. Este ultima redută. Eu la cursuri am o planșă unde este corpul fizic și cu cele 7 câmpuri. Și le explic cursanților că există o disarmonie, o greșeală împotriva lui Dumnezeu sau a creației lui și cu asta deja am spus totul, da? Da. Care se așează pe câmpurile noastre energetice ca și o pată de rugină și care ne murdărește, cum se spune în slujbele noastre ortodoxe, hainele binecuvântate ale sufletului nostru, hainele luminoase ale sufletului nostru. Și atunci acea pată de rugină acționează ca și rugina și trece prin toate câmpurile încet, încet, încet și ultima redută, cum zici tu, este corpul fizic. În momentul în care a fost afectat corpul fizic, deja au fost penetrate toate câmpurile noastre de protecție. Și până deci, să ajungă la corpul fizic durează ceva. Da, și înseamnă că acea greșeală nu numai că există, ci este repetată și repetată și repetată și repetată. În procesul de inițiere al vindecării, ce rol are curățarea energetică și îmbunătățirea forței vitale? Este primul pas. Adică, de foarte multe ori, ca să continuăm cu întrebarea înainte, este aproape imposibil să ajungi cu clientul din prima la o conștientizare. Chiar dacă tu, poate ca și terapeut, ai sesizat sau chiar știi 100% ce ai de spus, este greu din prima să-l conștientizezi, pentru că știi de ceea ce ne este foarte greu, de aia fugim. Da? Și atunci ai nevoie de o interfață. Și interfața asta ar putea fi curățarea energetică. În momentul în care i-ai făcut o curățare energetică și el s-a ușurat un pic de acea durere, acea suferință, că nu vine nimeni să te vadă, să te drag, să zâmbească, să zic, uite, am venit și eu că vreau să evoluez. Nu, marea majoritate a clienților și a pacienților noștri vin pentru că deja îi doare, vin și spun au. Și atunci, procesul de curățare, nu numai că îl ajută pe el, îi ușurează un pic suferința, ci ne ajută și pe noi pentru că îi crește încrederea în noi. Și așa, pas cu pas, reușești să îl faci să se deschidă. Nu totdeauna, sunt și excepții, dar în marea majoritate a cazurilor reușești să-l faci să se deschidă. Iar cea de-a doua parte a întrebării tale, câmpul vital este necesar pentru supraviețuire. La faptul că noi îi amplificăm câmpul vital ca urmare a terapiei Reiki, îl ajută pe el să reziste o perioadă mai lungă până apucăm să discutăm, până apucăm să analizăm, până apucăm să acceptăm sau să înțelegem lucrurile și cauzele de la nivel spiritual. Ai spus că nimeni nu vine de drag, dar după ce se vindecă cineva, a venit să-ți mulțumească cu recunoștință? Mai există așa ceva? Să știi că da. Da? Să știi că da. Și uite, dacă îmi permiți, vreau să spun povestea unei fetițe foarte drăguțe, o fetiță foarte frumoasă, un spirit puternic, a venit cu mama ei, care era un spirit mai slăbus decât ea, ca și putere interioară, și fetița, ca să fiu sinceră, un pic își chinuia mama. Și la un moment dat, mama a venit foarte supărată că fetița mea se sinucide. Și am zis, foarte bine, a venit cu fetița, fetița era clasa 12, așa cu destul de mare. Da, dar cu o atitudine destul de negativă și cu simbolurile Reiki am închis ușa și, bineînțeles, geamul și așa mai departe. Și am spus, dacă vrei să te sinucizi, arată-mi că vrei cu adevărat. Nu o să aruncă de pe geam. Uite, e geamul deschis, hai, să vedem. Mama, când a auzit, săraca, doamnă, dar am venit la dumneavoastră să mi-o vindecați, nu să mi-o omorâți. Și, dar mama fusese la mine de câteva ori și avea încredere și am spus, doamnă, vă rog să mă lăsați. Fetița se agita ca un leu în cușcă, nu se putea apropia nici de ușă, nici de fereastră, se tot învârtea prin cameră. Și la un moment dat s-a liniștit, am reușit să o curăț, să alung entitățile de pe ea care îi creau aceste manifestări. Și după ce s-a liniștit, am reușit să vorbim. Și a fost pentru prima oară și ultima oară când am văzut-o pe fetiță. Cel puțin eu așa am crezut. Până la un moment dat, sună cineva la ușă. Cum noi lucrăm pe planificare, foarte rar îți vin oameni care
să nu fie, să nu știi despre ei. Îmi spune numele la interfon, numele nu spune nimic, ajunge sus și nu mai știu dacă a venit sau nu cu un buchet de flori, în momentul ăsta nu mi-amintesc. Cert este că a venit și mi-a zis, zice, am venit să-ți mulțumesc pentru că, uite, mi-am terminat școala și acum mi-am revenit și vreau să mă duc să lucrez pe vapor. Și a stat 2-3 minute cu mine, întâmplarea a făcut clientul următor să întârzie și am stat 2-3 minute și am vorbit. A intrat clientul următor, care era o doamnă care se ocupa cu recrutarea. Ea lucrase pe vapor, fusese chiar un fel de mic comandant sau nu știu exact ce să spun, și se ocupa cu recrutarea oamenilor care vor să se ducă să lucreze pe vapor. Le-am făcut cunoștință și nu mai știu ce s-a întâmplat mai departe. Wow. Cert este că și eu m-am bucurat, dar vedeți, faptul că ai fost recunoscător, faptul că ai avut puterea să treci peste micile tale orgolii și să vii să spui am greșit și îți mulțumesc, a făcut ca ea să primească un mare dar și o mare binecuvântare de la Dumnezeu. A făcut să se întâlnească cu calea vieții. Exact, practic. Exact. Da. Sunteți și psiholog și maestru Reiki. Cum ajungeți să îmbinați aceste două? Când ajung oamenii la dumneavoastră, ce le spuneți prima dată, practic? Pentru că la mine pe ușă scrie mare psiholog și maestru Reiki, nu mai umblu cu ascunzișuri, pe românește. Da. Da? Eu ei știu exact cu ceea ce mă ocup, ei știu că îmi vor răspunde la întrebări, ei știu că eu le voi spune altceva decât au pus ei problema și că vom gradat, vom încerca să rezolvăm problema. Încep cu o mică diagnosticare care pleacă de la problema lor. Și de cele mai multe ori, după ce rezolvăm problema, pentru că nu avem nevoie 40 de minute cât este o ședință de terapie, după ce rezolvăm problema, începem cu o identificare a cine este el sau ea ca spirit, ca om, și cu o conștientizare a atributelor numelui persoanei respective, care sunt pozitive sau negative în funcție de modul în care persoana respectivă le folosește. Și asta este primul pas. Foarte mult m-a ajutat psihologia pentru că am învățat să le vorbesc, am învățat să le spun lucruri care poate sunt un pic mai dureroase, dar să le spun sub o formă suficient de atrăgătoare, nu știu dacă e corect spus, atrăgătoare. Caldă. Caldă, în așa fel încât ei să înțeleagă problema, de să nu-i mint, dar să și se simtă în siguranță, să simtă că pot să-și rezolve problema și să evoluăm împreună. Ai vorbit de siguranță. Cât de importantă este relația dintre pacient și terapeut? Îți dai seama că scotocim în cele mai ascunse sertare ale unui om. Îți dai seama că sunt foarte, foarte multe persoane care nici măcar față de ei însăși nu recunosc anumite lucruri, anumite intenții ascunse, anumite aspecte care îi fac să se teamă. Și atunci, datoria mea este, cu bine, cu rău, mai încet, mai lung, în funcție de client, să le iau și să le pun pe masă. La început aveam, când am scris prima carte despre terapia psi, aveam clienți care ziceau așa: eu vin la tine cu o problemă și plec cu mai multe. Nu v-a certat nimeni pentru alte probleme care le-a spus pe tapet, să zic așa? Nu m-a certat, pentru că cel puțin în perioada aia le spuneam pe rând. Așa, ca să nu fie șocul prea mare. Acum am evoluat și eu puțin și le spun multe, le spun cam 50-60% din ce ar trebui să știe la prima întâlnire, la prima discuție, dar am învățat să le îmbrac, am învățat să atenuez șocurile acestor situații care sunt scoase la iveală și cel mai important este că am învățat să am și eu încredere mai mult în mine și chiar dacă clientul, când eu îi spun, uite, te doare aici, el zice nu, eu să zic, ba da, aici este buba, și să reușesc să-l aduc, să înțeleagă și să recunoască că acolo este buba. A înțelege, un cuvânt frumos și greu. Cât de sincer sunt pacienții cu tine în problemele lor? Cât poți să scoată din ei? La început nu sunt cei mai sinceri, da? Adică, hai să nu zicem toți,
Mulți dintre ei, la început, vin cu oarecare reținere, vin cu oarecare teamă. Știi, mi-aduc aminte acum, am avut un băiat foarte drăguț care, pe vremuri aveam și grupă de adolescenți cu acordul părinților. Și mama lui l-a adus la mine. A venit, a vorbit cu mine, mi-a dat acordul și a zis foarte drăguță că ea așteaptă jos. Zic, doamnă, durează o oră, nu trebuie să așteptați. O zice, ba da, mă duc și aștept. Ok. Și peste câtva timp, peste o perioadă, câțiva ani chiar, vine la mine o doamnă, vorbesc cu ea și la plecare se oprește în hol și începe să râdă. Și zic, de ce râdeți? Zice, n-am vrut la început, dar zice, acum totuși am hotărât să vă povestesc ceva, că sunt convinsă că o să mă înțelegeți. Și zice, știți, eu am o prietenă și prietena mea se numește și a spus numele mamei băiatului. Și zice, acum câțiva ani m-am întâlnit cu ea în fața blocului, se plimba dintr-o parte în alta și am întrebat-o ce faci pe strada mea. Zice, am venit la o nebună. Zice, ea zice că vorbește cu îngerii și zice, băiatului meu îi place foarte mult de doamna respectivă și doamna zice că nu-l primește fără acordul părinților. Și zice, stau acum și aștept să văd ce se întâmplă, ce îi spune băiatul meu. Zice, vă dați seama că am ajuns și eu la nebuna care vorbește cu îngerii. Cam așa se pune problema. Am înțeles. Pacientul care vine la dumneavoastră, îl tratați cu Reiki, cum știți mai bine. E necesar să schimbe stilul de viață? În primul rând, să știi că pacientul meu trebuie tratat cu foarte mare respect. Pentru că el are o durere foarte mare din moment ce a ajuns la mine și atunci este important să se simtă respectat, să se simtă apreciat și cel mai important să simtă că eu nu-l judec. Da? Asta este primul lucru care ar trebui spus. Deci nu le dai diete? Sunt cazuri în care le spun. Stilul de viață în momentul în care ajungi la un astfel de terapeut, să știi că se schimbă, nu imediat, dar în decurs de câteva luni se schimbă cu 180 de grade. Noi vom învăța împreună să înțelegem lucrurile. Vom învăța împreună să gândim. Vom învăța împreună să urmărim sincronicitățile din viață, ce ne spune fiecare lucru. Vom învăța împreună să vedem cum putem să corectăm ceea ce am greșit în prima fază, după care să evităm greșeala. Adică învățăm foarte, foarte multe lucruri. Dieta este un aspect puțin secundar. De ce? Pentru că este necesar în cazul persoanelor care au o problemă gravă pe fizic. Și până să ajungă la mine, sigur au fost la 2-3 doctori care le-au dat dietă. Deci nu prea discut despre dietă. În schimb, discut despre dieta minții. Dieta minții, a sufletului. A sufletului și a sufletului. Și a sufletului. Cât durează o consiliere spirituală la tine? De la pacient la pacient, să zic. În mod normal, la prima întâlnire stau 40 de minute cu el, așa scrie în catastifele mele. Dar de cele mai multe ori stăm un pic și peste o oră. Da? Depinde dacă am sau nu, dacă întârzie sau nu clientul următor, știi? Am observat că Doamne și îngerașii lui le așează foarte bine. Adică atunci când eu mai am ceva de spus, întâmplarea face ca următorul client, următorul pacient să stea un pic în trafic sau să întârzie sau să nu nimerească ușa cabinetului. Și atunci stau, teoretic, 40 de minute. Eu fac 3 întâlniri cu persoana respectivă. În întâlnirile astea discutăm, facem anamneză. După anamneză discutăm despre cele 3 planuri. Numele, omul în sine și spiritul. După care urmează o curățare. O curățare, poate prima oară este un fel de duș. Nu este chiar o baie adevărată. E un duș rece? Nu neapărat e un duș rece, e un duș energetic. Adică corpul este ca o ceapă, da? Corpul energetic. Și s-a adunat o problemă peste care s-a așezat timpul și m-am obișnuit cu ea. Și a venit o altă situație care la fel a fost supusă timpului și m-am obișnuit cu ea și așa mai departe. E, la fel se întâmplă și la curățare. Că poate poți să curăți mai multe odată, dar nu le curăți pe toate. Da? Pentru că atunci apare ceea ce se numește o criză de vindecare puternică. Deci poate să fie rău? Uneori poate? Există posibilitatea să-i fie rău. Da. Nu pot să mă laud că am întâlnit. Da?
De ce? Pentru că mergem din aproape în aproape. Adică știi cum se spune că o carte se citește pe capitole? Corect. Sau că o scară se urcă pe trepte, da? Nu, nu se citește de la cuprins. E, sunt unii. Sunt unii și să știi că mă simt aici, că de multe ori, dacă văd o carte care îmi place, mă uit să văd și cuprinsul. Dar, într-adevăr, se citește cu începutul. Și se citește pe bucățele. Și scara se urcă pe trepte, adică bucățică cu bucățică. Și atunci, la prima întâlnire, vorbim de un duș, un duș suficient de puternic ca să simtă efectele acestei terapii. A doua întâlnire, care este la maxim 7 zile, este curățarea puternică, după care urmează și a treia întâlnire, unde deja eu consider că omul este în echilibru, este deja stabil, este într-un relativ echilibru energetic, pentru că el se duce acasă în mediul lui până se schimbă mediul, da? Durează un pic, dar este relativ stabil și nu are nevoie să-și facă abonament, ca să zic așa, la mine. Dar ceea ce pot să vă spun este că sunt clienți cu care trec peste 3 întâlniri. De cele mai multe ori le recomand pentru uzul personal să facă ei inițieri și să învețe. Este mult, mult mai eficient. De ce? Pentru că Reiki are 2 mari valori. În primul și în primul rând este o modalitate prin care ajutăm corpul fizic să se pună în stare de vindecare. Deci nimeni n-a spus că Reiki vindecă, ci pur și simplu ajutăm, creăm condițiile. Corpul nostru fizic așa este creat de înțelepciunea divină încât el se poate vindeca singur dacă are condițiile. Așa cum ai zis mai înainte, îi amplificăm. Una dintre condiții este amplificarea câmpului vital. Dar a doua mare caracteristică și puterea Reiki-ului este faptul că este o cale de evoluție spirituală. Este un început, este o trambulină. Da? Oricât de mult am încercat să evoluăm spiritual, dacă nu ne curățăm înainte, propriile noastre blocaje, propriile noastre credințe false, propriile noastre gândiri mai mult sau mai puțin pozitive, la un moment dat ne vor bloca. Și atunci începem cu o curățare. Ce faci cu aceste credințe ale omului? Și vine cu ele de acasă și se duce cu ele iar tot acasă. Să zicem, le curăț, le ajut și la lupa aia se duce în mediul lui. Cum faci? Pot să-l curăț, dar nu pot să-l curăț decât de efectele acestor credințe, de energiile negative care sau reziduale care el le-a tras ca urmare acestor credințe, nu ai cum să cureți credința mea, dar poți să stai cu el, să explici. Poți să ai o discuție cu argumente pro și contra, astfel încât el să înceapă să se gândească cu propria lui minte. Să înțeleagă? Să înțeleagă, dar ca să înțelegi, să înveți să gândești. Știți, maestrul meu spunea, gândiți că e mică concurență, da? Deci să înceapă să gândească, să înceapă să vadă lumea altfel. De exemplu, să înceapă să vadă lumea prin perspectivă divină. Și aici sunt foarte importante exemplele. Ultima mea carte, Zâmbete și terapie, exact aici vine și arată exemplele. Este o carte care se bazează exact pe ceea ce se întâmplă în terapie, bineînțeles păstrând confidențialitatea legată de clientul meu, am venit și pas cu pas acel ping-pong care mă ajută pe mine să demontez o credință falsă. Ce spune el, ce-i spun eu. Iar ce spune, iar ce-i spun. Iar ce spune, iar ce-i spun. Și așa, la fiecare client, câte 4-5 pagini, este un fel de ping-pong. E de lucru. Trebuie răbdare. Trebuie răbdare, dar fiecare cu misiunea lui. Da. Vreau să vorbim despre dependență de orice natură, inclusiv sentimentală. Cum ajuți un om care, să zicem, e dependent de, să zicem, droguri, tutun, alcool sau de o persoană? Draga mea, să știi că, în primul rând, ca să poți să ajuți un om, este nevoie ca el să înțeleagă că are nevoie de ajutor. Să conștientizeze. Să conștientizeze. Dacă el nu conștientizează că nu are, că are nevoie de ajutor, poți să faci ce vrei. Și știi, lucrurile astea se întâmplă în general cu ființele dragi, apropiate ție, unde este cel mai greu. Dar, bineînțeles că se acționează diferit atunci când este vorba de o dependență de alcool, o dependență de tigări, de droguri, este vorba de un spirit care poate este un pic mai
mica și vârsta astrală sau are o putere interioară mai mică și care nu rezistă entităților care vin și care le atrag spre aceste dependențe. În spatele dependentelor este o adicție, adică o lipsă. De cele mai multe ori, lipsa este o lipsă a iubirii materne. De ce spun asta? Pentru că eu am învățat pe propria piele că iubirea maternă nu înseamnă grijă, nu înseamnă atenție, nu înseamnă să aibă copilul meu mâncare, haine și tot ce are nevoie. Și iubirea maternă înseamnă cu totul și cu totul altceva. Și încet, încet învățăm ca femei să redevenim femei și să putem să iubim. Să trecem de la nivelul de grijă, atenție, servitute chiar, la nivelul de iubire. Draga mea, să faci o școală a mamelor, pentru că este necesar. Mulți aduc copii pe lume, dar nu știu de ce și cum. Mă străduiesc, eu tot timpul vorbesc despre ce am făcut cu primii mei doi copii, care sunt deja adulți și zilnic mulțumesc la Dumnezeu și pentru că i-am și pentru că sunt, din punctul meu de vedere, eu consider că sunt pe calea cea bună. Bineînțeles că avem mult de lucru, dar suntem pe cale și acum am rol la Dumnezeu să mă ajute și cu cel de-al treilea copil care este în proces de formare. Succes! Mulțumesc! Vreau să te întreb. O secundă, te rog, să-mi permit. Era vorba și de dependențele de alte persoane. De alte persoane, da. Exact. Aici, la dependențele de alte persoane, problema se pune de stimă de sine. Și din nou de lipsa iubirii din copilărie. Dacă noi am fost iubiți în copilărie, nu cerșim iubirea celuilalt. Dacă noi știm cine suntem și avem respect, stimă, iubire de sine, nu cerșim iubirea celuilalt, nu fac orice. Chiar în cartea mea există o poveste, aș face orice sau fac orice ca să am iubit. Da? Da, da. Deci nu facem orice. Atunci când noi nu suntem capabili să ne valorizăm pe noi, dăm puterea noastră altora. Și atunci devenim dependenți de ei. Deci puterea sufletească, practic. Puterea interioară, puterea sufletească. Da. Forța de a trăi. Vreau să te întreb despre dependența de jocurile online. Este la modă. Se poate rezolva prin reiki, prin consiliere? Mulți copii o au, să știi. Da, știu. Știu. Și micuțul meu acum este singur la hotel și ghiciți ce face. Da? Clar este pe un joc sau pe un video online. Da, așa este. Să știi că această dependență de jocurile online este cumva o tară noastră a părinților. Lor le place. Parcă s-au născut cu aparatele alea în mână. Deci, te rog frumos să mă crezi că micuțul meu are 9 ani și de multe ori întreb ce ar trebui să fac pe telefon, da? Că știe mai bine. Deci, cumva, parcă s-au născut cu aceste informații în ei și sunt atrași de treaba asta. Din nou, aparentități, acele sisteme afectează câmpurile noastre energetice și ale copiilor și în timp creează breșe. Breșele astea sunt un fel de antenă pentru entități negative și pentru energii negative și atunci copiii devin din ce în ce mai încărcați, din ce în ce mai încărcați. Pe de-o parte. Pe de altă parte, nu socializează, devin niște introvertiți. Dar problema cea mai mare și tara cea mai mare, din păcate, ne aparține nouă părinților. Noi prinși în vâltoarea vieții, în greutățile noastre, în munca noastră, dorința noastră de a le asigura copiilor o situație financiară cât de cât, uităm că ei au nevoie de timpul nostru. Iar eu, ca să-l dezvăț pe al meu ăsta micu de aceste jocuri, pe lângă faptul că îi fac curățări energetice și tot timpul îi refac structurile care sunt afectate de aceste emisii ale aparatelor, să știi că îi găsesc de lucru. Și asta îmi dă mie de lucru. Adică în munca mea, sau pe lângă munca mea, care are și ea și ocupă și ea destul de mult timp, îi caut ceva de făcut. Recent am fost la rafting, recent l-am învățat să joace badminton, acum, chiar dacă vremea nu a fost foarte favorabilă, da, plăcută cu noi, am fost la mare și am stat acolo un pic ca să-l scot din anturajul lui,
pentru că el are un anturaj cu copiii care joacă, ca să-l scot din bula lui, să-l introduc în altă bulă, să putem să schimbăm ceva. Chiar vreau să întreb despre cât de mult ne afectează câmpurile electromagnetice, aici suntem înconjurați, așa, de noxe, de stres, se poate prin Reiki face o curățare, ajuta? Da, prin refacerea permanentă a structurilor. Permanent, asta ce înseamnă, zilnic? La început, da. Ca un duș? Da, exact cum am zis, începem bucățică cu bucățică. La început, da, avem nevoie să facem terapiile zilnice. În protocoalele noastre de terapie este un autotratament lung și un autotratament mai rapid sau echilibrarea chakrelor. În cartea mea, Reiki pentru începători, eu, din experiența mea, am făcut un protocol care teoretic te-ar duce la maxim 15 minute și care este un fel de spicuire din tot ce am învățat eu în acești 15-18 ani de când fac eu Reiki și care, exersat, te duce la maxim 15 minute pe zi. Ai nevoie de această curățare ca să poți să faci față tuturor bombardamentelor exterioare de care ești, la care ești supus în zilele noastre. Și numai exterioare, vreau să spun că și interioare. De ce? Pentru că eu pot să-mi cumpăr cel mai biomăr, pentru că el tot este stropit cu chimicale, el tot este, și dacă nu este stropit efectiv, dar fiind înconjurat de apa freatică circulă, recirculă și ajunge sub formă de ploaie, poate s-a stropit 3 sate mai încolo, dar nu știu unde ajunge exact ploaia, da? Și atunci eu în interiorul meu aduc acele energii pe care ar trebui să le curăț. Este mult mai greu să le curăț din interior decât din exterior și tocmai de aia noi învățăm inclusiv să ne curățăm apa sau să ne curățăm mâncarea înainte de a o introduce în structurile noastre. Este esențial. Starea de sănătate înseamnă un echilibru yin-yang? Cumva ai întâlnit oameni echilibrați? Da. Normal că am întâlnit oameni echilibrați. Să știi că sunt câteodată când la prima vedere par echilibrați. Așa, dar sunt și care sunt echilibrați. Ideea este în felul următor, că nu numai echilibru yin-yang este important. Este important, toate tipurile de echilibre sunt importante. Este important echilibru mental, adică eu am două emisfere, cu una gândesc, cu una intuiesc. Dacă nu există echilibru între ele, eu sunt un pic extremist, da? După aia este echilibru yin-yang. Dacă eu ca femeie nu sunt în echilibru yin-yang și mă manifest prea femeie, pot să fiu, de exemplu, prea mironosiță sau mă manifest ca și bărbat și voi fi, cum vorbeam noi mai înainte, samurai, da? A venit samuraiul. La fel și la bărbați. Poate să fie prea bărbat și atunci se manifestă dur, agresiv, da, câteodată, sau poate să fie prea feminin și atunci se lasă câteodată oprimat, ca să zic așa. Avem nevoie de echilibru în emoțiile noastre. Doar așa ne putem găsi pacea interioară. Avem nevoie de echilibru în jurul nostru. Dacă degeaba eu mă străduiesc să mă echilibrez, dacă mă duc la mine acasă și la mine acasă toată lumea se ceartă, eu stau și eu când stau ca o statuie și curăț, dar la un moment dat, da, statuia se enervează și între și ea în conflict. Da. Deci echilibru este nevoie peste tot, dar echilibru yin-yang pentru noi este esențial. Ce ne împiedică astăzi să fim fericiți? Pentru că avem mult mai mult decât era, să zicem, bunicii noștri, nu știu ce aveau ei. Și totuși erau fericiți, cumva. Noi ne împiedicăm să fim fericiți, ego-ul nostru, credințele greșite ne împiedică să fim fericiți. Și pentru că tot am vorbit destul de mult în emisiunea asta despre aparatele care ne înconjoară, da, să știi că ușurința vieții adusă de această aparate ne împiedică să fim fericiți. Nu mai știm să apreciem, avem senzația că ni se cuvine. Ne-am născut cu toate aceste drepturi. Și atunci cumva simțim că ni se cuvin, că nu trebuie să muncim pentru ele, nu le apreciem, iar în momentul în care le-am pierdut, intrăm într-o fel de depresie. Deci, cred că până acum 100 de ani, 50 de ani, nici nu se vorbea de depresie. Cred că nici nu era cuvânt. Toată lumea are, da? De ce? Tocmai pentru că nu știm cum să ne trăim viața și, din păcate, nu ne învață nimeni.
Ce anume din noi se opune, să zic, schimbării când vrem să facem ceva, să evoluăm? Se opun mai multe lucruri schimbării. În primul rând se opune ego-ul nostru. În al doilea rând ne opunem noi pentru că orice schimbare este însoțită de o ieșire din zona de confort. O ieșire dintr-o zonă de confort înseamnă risc, înseamnă muncă. Foarte multă muncă. Muncă care necesită timp, bătaie de cap, care necesită studiu. Deci chiar am foarte mult de lucru. Pe de altă parte, sunt și entitățile care ne înconjoară. Unele sunt mai bune, altele sunt mai puțin bune. Credeți voi că îngerașii mai puțin buni, mie îmi place să le zic Gheorghițe cu cornițe. Credeți că Gheorghițe cu cornițe va veni și va întinde covorul roșu și va zice: hai, Mirla, dar încă un pas, te rog frumos. Hai, uite, acolo e evoluția ta spirituală. Acolo e îndumnezirea, te rog. Deci e o luptă, practic. Nu va face treaba asta, încă din potrivă. Da. Nu știu dacă este neapărat o luptă. Este ca la școală. Adică, fiul meu nu se luptă cu învățătorul lui. Dar totuși, fiul meu învață ceva de la învățător și învățătorul lui îi dă un exercițiu. Dacă îl face, îi dă temă de casă. Dacă o face, îi dă un test. Dacă rezolvă și testul, îi dă o teză. Și după ce a trecut peste toate și învățătorul s-a convins că, ok, copilul știe foarte bine înmulțirea sau adunarea, trecem la mulțire. După ce am învățat înmulțirea, trecem la integrale sau ce vreți voi. Da? Și atunci, la fel, trebuie să dovedim. Nu-i corect spus trebuie. Merităm să ne dovedim nouă și celor din jur divinității și nu numai divinității că merităm să evoluăm, că vrem să evoluăm, că am conștientizat și că dorim să mergem mai departe. Mirela, ți-a rămas așa la inimă, cum să zic, un caz special sau te-a marcat un caz special, poți să ne spui? Probabil vom găsi în carte ceva. Da. Sunt foarte multe foarte cazuri. Foarte multe, da. Foarte, foarte multe cazuri și de foarte multe ori, știi, stau și mă gândesc că, cel puțin la primele întâlniri, îmi doresc eu mai mult decât clientul rezolvarea problemei după atitudine, după cât de mult mă implic și cât de mult suflet pun și atunci îmi dau seama că greșesc și mă temperez. Ce vrei să spun? Un caz rezolvat sau un caz nerezolvat? Să știi că sunt. Da. Chiar dacă peste 90% sunt cazuri care eu le consider rezolvate, de ce? Pentru că se vede o schimbare în viața oamenilor respectivi. Poate oamenii respectivi nu mai vin la mine, poate au mers la alți maestri, poate rămân în continuare și învață de la mine, în paralel cu alți maestri sau nu. Dar oamenii sunt în transformare și asta eu îl consider a fi un caz rezolvat. Foarte frumos. Acum, la final de emisiune, vreau să ne spui un îndemn de vindecare, câteva cuvinte, ceva ce îți vine în inimă. Ceva ce vine în inimă? Da. Vreau să vă spun că, după părerea mea, și este și moto ultimei mele cărți, o persoană fericită poate să-și reînnoiască permanent energia. Și anume, aș vrea să vă îndemn, chiar dacă poate nu este chiar cel mai 100% pozitiv îndemn, aș vrea să vă îndemn să încercați prin toate posibilitățile să fiți fericiți sau, dacă nu puteți fericiți, măcar bucuroși. Aduceți bucuria în viața voastră. De ce spun asta? Pentru că, știți, există vorba aia, fake it till you make it. Adică avem nevoie să manifestăm bucuria, avem nevoie să trăim bucuria ca să putem să trecem peste aceste mici greutăți ale vieții. Pentru că să știți că, deși noi ca și mame, revenim la mame, tot timpul dorim să ne ferim copiii de greutăți, de greșeli. Eu cred că toată viața asta noastră este un șir lung de greșeli în care cădem, dar nu este important că am căzut, este important să ne ridicăm și când ne ridicăm, să ne ridicăm transformați, să ne ridicăm schimbați în pozitiv, să ne ridicăm cu lecția învățată. Și atunci, ca să putem să trecem peste aceste vicisitudini ale vieții, avem nevoie de bucurie. Chiar dacă la început bucuria este un pic exterioară, adică îmi fac o bucurie pentru că îmi cumpăr, nu știu, o carte, un pantof, depinde. Shopping terapia, da? Depinde cu ce rezonez. Încet, încet voi învăța să ajung la bucurii mai profunde și să învăț care este adevărata bucurie a sufletului meu. Iar dacă eu din bucurie
încep transformarea. Dacă eu din bucurie cad într-o greșeală, mă voi ridica mult mai ușor și voi găsi mult mai rapid persoanele care să mă ajute să mă ridic deasupra liniei din nou. Mirela, a fost o bucurie emisiunea cu tine. Mulțumesc! Mă bucur și eu! Te mai așteptăm la Craiova! Și eu pe tine la Oradea. Invitația rămâne valabilă! Mulțumesc! Iar dumneavoastră vă doresc să fiți bucuroși! Multă bucurie! La revedere!